poți să faci niciun rol dacă nu găsești ceva din tine care să rezoneze cu rolul ăla, o poveste personală, ceva care să cu care să te identifici, nu poți să faci un rol. Iar cum le duc? Asta e o întrebare cumva simplă pentru mine, pentru că m-am educat. Am fost un actor extrem de emotiv și extrem de fricos și extrem de tot timpul mi-era și mi-am dat seama că o să iau razna, că nu poți trăi așa, adică nu poți să trăiești jucând în fiecare seară, să trăiești numai în frică și în emoții, mori. Și atunci am dezvoltat, ca la sportivi, un fel de autoapărare, în sensul în care iau fiecare meci așa cum e, fiecare minge, cum ar veni la tenis. Nu mă gândesc la finalul și nu mă gândesc că mâine mai am spectacol și poi mâine și răspund. Mă gândesc doar că am spectacol în seara asta. Când mă trezesc mâine dimineață, zic, ce surpriză, mai am și în seara asta. Și tot așa. Bașca că îmi face așa de mare plăcere să joc acum, după ce am scăpat de frică și de dorința aia pe care o au tinerii de a plăcea, de a fi cel mai bun, acum nu mă mai interesează. Singurul lucru care mă distrează, care mă bucură acum, e să mă simt bine pe scenă, să mă distrez într-un fel, să mă bucur. Eu sunt foarte prost la primele lecturi. Eu nici nu-mi dau voie să fiu deștept, nu știu dacă aș putea, dacă mi-aș da voie, dar eu la primele lecturi sunt foarte... nu caut să găsesc nimic, vreau doar să înțeleg textul, să văd cum se așează în mine, ce găsesc în mine, ce mă emoționează la prima lectură, că ce mă emoționează la prima lectură, aia o să mă emoționeze tot timpul. Încerc să-mi găsesc niște repere, încerc să văd care sunt relațiile, așa, și atunci eu sunt foarte alb așa mult timp. După care la un moment dat încep să pun carne și Eliot nu era nimic, adică era prima dată e ca mine, ca așa să facem, pe prima dată îl faci ca tine. După care încep să-i dai niște tușe, adică el e mai isteric ca mine, mai coleric, mai impulsiv, mai nerațional, mai pasional, mai... și atunci potențez puțin toate caracteristicile astea pe care le cere rolul, pe care le cere textul, pe care le cere regizorul. Am avut foarte multe. Am avut înainte de pandemie, am avut niște momente în care că uram și eram, veneam plângând la teatru, nu mai suportam să joc, pentru că n-am știut să manageriez timpul și pentru că m-am aruncat cu totul în teatru, nepermițându-mi momentele de respiro în care să te și umpli, că nu poți numai să te golești, să te golești, să te golești, pentru că oricât am încercat să fie de ușor pe scenă, dinăuntru nu e atât de ușor, chiar nu e deloc ușor. Și atunci ajunsesem la un soi de epuizare în care nu mai găseam rațiunea pentru care fac teatru și rațiunea pentru care trăiesc, că de fapt nu trăiam decât la teatru. După o depresie foarte mare în pandemie, am căzut foarte tare pentru că n-am mai înțeles rostul meu fără teatru de data asta. Am făcut o depresie groaznică care s-a tratat cu medicamentație, dar după care mi-am dat seama câtă nevoie am de fapt de teatru și că teatru poate să existe în viața ta neluându-ți tot aerul. Și că dacă îți dai un pic voie să te plimbi într-o duminică prin parc, să plimbi căței, să mângâi pisica, să citești o carte bună, să asculți o muzică, să te vezi cu niște prieteni, la o cafea, atunci teatrul există și te bucură. Da, am avut multe roluri care nu mi-au ieșit până la capăt. Dar în timp am și învățat asta, că a greși e foarte omenește și a greși nu e un capăt de țară, doar să nu repeți greșeala. Dar dacă greșești, cel mai mult am învățat din spectacolele proaste care nu mi-au ieșit. Pentru că acolo nu știți cât e de îngrozitor să stai în scenă, în fața publicului și să știi că joci prost. E ceva atât de rău. Știu că publicul poate nu-și dă seama, poate lumea nu... dar tu știi că nu ești la adevărata ta și atunci începi să cauți în tine niște resurse pe care nici măcar nu le bănui și începi să scoți un adevăr pe care nici măcar poate în spectacolele bune nu le scoți. Da, pentru că eu așa îmi traduc emoția. Emoția la mine nu se traduce prin frică, se traduce prin responsabilitate. Adică atunci când joc cu doamna Maia Morgăștel, cu doamna Pelea, cu doamna Rodica Mandache, cu domnul Vitore Bengiuc, e un soi de responsabilitate, că nu îmi permit să le stric munca lor și să nu fiu cât pot eu de bine în ziua aia. Poate din cei 7 ani de acasă, poate dintr-o facultate foarte bine făcută. Profesorii noștri, Emil Coșeru și Conrad Gheorghiu la Iași, ne-au învățat că scena se răzbună și că niciodată singur în scenă nu poți să fii bun, decât dacă partenerul și el e foarte bun.
Eu cred că am făcut tot ce am putut până la vârsta asta. Nu m-am menajat, nu am făcut rabat de la lucru, de la calitate. Mi-am construit singur, pas cu pas, neavând nevoie de ajutoare, de cârje, de cineva care să mă împingă de la spate. Am fost un copil de la Iași, sunt un copil de la Iași venit în capitală, n-am avut sprijin, n-am avut nimic și cred că eu față de mine, eu seara când mă uit în oglindă, eu pot cu fruntea liniștită, descrețită și cu fața curată și cu ochii limpezi să spun bravo, Marius.